Conducerea PNL Călăraș a prezentat în cadrul unei conferințe de presă organizată vineri 6 martie candidatul formațiunii politice la primăria municipiului Oltenița în persoana lui Costinel Milescu. Astăzi, așa cum am spus de ieri, că ori de câte ori avem noutăți, o să vă informăm cu privire la ceea ce se întâmplă în partid. Și vedeți că în dreapta l-am pe domnul Milescu. Să-i dau voie lui Mari să vorbească despre dânsul. Ne-am întâlnit ca să vă arătăm și să arătăm concetățenilor că noi nu citim liste, să confundăm partidele, ci noi venim cu oameni care vor fi alături de noi. Ne întoarcem puțin în istorie. În 1996, primăria municipiului Oltenița este câștigată de primar Rodin Sima și de Vindescu Costinel, viceprimar, din primul tur de scrutin. La, a fost alternante la primăria municipiului Oltenița doar două partide, cum s-a spus aici, PSD-ul și PNCD. Ultimele două mandate de primar, 2004-2012, le-am avut într-o alianță totală cu PNL-ul. PNL-ul având la acea oră, fiind reprezentant în Consiliul Local, prin viceprimar. Normal, prin partide de dreapta și PNCD-ul și PNL-ul, corect că m-am gândit că este în regulă să mergem pe un pol de dreapta. Ce face PNL-ul la ora asta? Pe lângă faptul că m-a rugat să candidez pe PNL, încercăm să coalizăm toate forțele de dreapta împotriva PSD-ului. Nu este nimic nou la Oltenița, așa este și în toată țara. Și ne dorim să, eu cel puțin personal, îmi doresc să repun Oltenița în loc startul, să reluăm lucrurile unde au fost oprite. Este păcat, Oltenița se poate dezvolta. Oltenița stă foarte bine la anumite capitole, nu vreau să intru în contradictoriu cu domnul primar, dar este normal să știți că Oltenița are 95% sistemul de canalizare și apă pluvială, apă potabilă, complet reabilitat. Stă mai mult decât, nici nu vreau să mă compar cu București, că nu este cazul. Spun să reluăm anumite proiecte vechi, să pornim o investiție mare care se numește portul turistic, este elementul declanșator care poate scoate Oltenița dintr-o zonă de uitare. Din păcate, ea este situată într-un triaxial Giurgiu-București-Călăraș și este păcat că la ora asta Oltenița este un oraș dormitor. Sunt în stare să mut munții în așa fel încât să câștigăm alegerile la municipiul Oltenița și profitând de ce nu de un guvern PNL, să mergem mai departe, să dezvoltăm proiecte europene. Am experiență, am mai câștigat peste 20 de milioane de euro și în special fondul preaderare, mare atenție, că puțină lume vorbea de euro la ora aia. Deci ne putem dezvolta, este un oraș mic, îl controlăm foarte bine, mă refer la partea de dezvoltare și atunci așteptăm alegerile și o să le câștigăm.